Iubiți suror și surori, și doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Numerilor, capitolul 32. Voi citi un singur verset, versetul 7. Numeri 32 cu 7. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu sună în felul următor. Pentru ce voiți să muiați inima copiilor lui Israel și să-i faceți să nu treacă în țara pe care le-o dă Domnul. Amen. Cuvântul pe care l-am citit a fost rostit de Moise în urma abordării pe care el, Moise, împreună cu marele preotele Azar, potrivit numeri 32:1 la 2, au avut-o din partea lui Ruben și Gad. Poporul lui Israel era la est de Iordan, în Iordania de astăzi, și aceste două seminții, Ruben și Gad, au văzut că locul este bun pentru ei, bun pentru turmele lor, pentru pășunat și au hotărât să rămână la est de Iordan, să nu intre în Canaan. Moise a fost deranjat neplăcut de această intervenție a lui Ruben și Gad. Și Moise a perceput că aceste două seminții nu vor să coopereze, și să colaboreze cu Israel ca un întreg în vederea intrării în Canaan în vederea punerii mâinilor pe binecuvântările pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru acest popor Israel. De aceea Moise i-a abordat cu aceste cuvinte. De ce voiți voi să muiați inima poporului? Pentru ca Israel să nu poată să intre în Canaan, să nu poată să intre în binecuvântări. Iubiți frași și surori, doamnelor și domnilor, cel puțin aici, la Emanuel, noi astăzi suntem la o concluzie de rugăciune și post. Șapte zile am stat înaintea Domnului pentru cauze speciale, și astăzi concludem această perioadă de șapte zile de rugăciune și post de la începutul anului 2014. Este important să lucrăm împreună. Este important să punem numărul împreună, de la începutul anului și până la sfârșitul anului. Dumnezeu i-a vorbit lui Israel prin profetul Ioel și a spus, spuneți preoților, spuneți păstorilor, spuneți liderilor, spuneți poporului întreg să vestească un post, să plângă înaintea mea, să-și mărturisească păcatul, să vină cu viața lor și Domnul va lăsa o binecuvântare va lăsa o ușă de îndurare pentru Israel dacă vor ști să se zmerească înaintea mea. Dar întotdeauna, când vrem să ne apropiem de Dumnezeu, vor fi oameni care vor veni să moaie inima poporului. Oameni care să împiedice înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Suntem într-o așteptare de o trezire spirituală la Emanuel. Probabil că ești într-o așteptare de trezire spirituală în casa ta, în familia ta. O așteptare de trezire spirituală în biserica în care te închin, Domnului. N-am vrea să vedem o mișcare specială a Duhului în viețile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre? Eu cred că da. Pentru că o viață monotonă, o viață spirituală lipsită de putere, lipsită de părtășire reală cu Dumnezeu, este o viață care duce la moarte spirituală. A muia inima poporului să nu înainteze, să nu facă ce este bine și bun înaintea lui Dumnezeu, este un lucru pe care Domnul Dumnezeu îl urește. Oamenii de bine, temători de Domnul, îl uresc cei 10 spioni care au muiat inima lui Israel să nu intre în Canaan, din 12, 10, au muiat inima lui Israel. Uitați-vă să spune Sfânta Scriptură, pentru că au făcut lucrul acesta, au pierit năpraznic, număr 14 cu 36 la 37. Cei ce li s-au alăturat au pierit în pustie, număr 14 cu 21 la 23. Nu au beneficiat de binecuvântările Domnului, au adus mânia Domnului peste ei. De ce am face lucruri care să aducă peste noi mânia lui Dumnezeu? Lucruri care să le determine pe Dumnezeu să-și tragă mâinile de peste noi și nu am face lucruri care să ne aducă binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu vreau să fiu binecuvântat. Mă rog, familia mea să fie binecuvântată. Mă rog să vă binecuvinteze Domnul pe toți că-ți ascultați cuvântul la Emanuel și pe tutindeni, dumneavoastră cei de la internet. Aceasta este dorința mea. Aceasta este rugăciunea mea. Dar fiecare trebuie să vrem la fel. Fiecare trebuie să vrem la fel, să dorim la fel. Dacă dorim la fel, însemnează că trebuie să ne implicăm în lucrul Domnului. Însemnează că trebuie să punem umărul la lucrul lui Dumnezeu. Însemnează că trebuie să ne punem în această dimineață această întrebare. De care parte ești? De care parte ești? Acesta este titlul mesajului. Ești de partea celor care împiedică lucrarea lui Dumnezeu? De partea celor care moaie inima poporului să nu facă nimic? Sau ești de partea celor care se dedică lucrării lui Dumnezeu? Poartă poverile. Nu le pare greu să stea lângă Domnul. Un om care este de partea lui Dumnezeu, frași și surori, și domnilor, ascultă pe Dumnezeu și când nu-L înțelege. Se implică constant în lucrul lui Dumnezeu. Un om care e de partea lui Dumnezeu nu se lasă descurajat. Psalmul 42, versetele 5 și 11. Pentru ce gem suflete în lăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu. Iarăși îl voi lăuda. Un om care e de partea lui Dumnezeu nu se ia după mulțime. Exod 23 cu 2, fapte 19 cu 32. Un om care e de partea lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu, știe acest mare adevăr, că Domnul este prezent cu noi tot timpul. Este prezent cu poporul său tot timpul. Și aș vrea să vă spun o realitate. Sunt numai două poziții pe care putem să le luăm. Una din două. Ori suntem cu Domnul, ori suntem împotriva lui. Matei 12 cu 30. Nu este poziție neutră. Păi eu nu sunt nici cu unul, nici cu altul. Așa cum sunt mulți pe care îi întreb, unde mergi la biserică? Păi eu mă duc pretutinte. Nicăieri. Nicăieri. Oamenii responsabili. Sigur, nu le place să audă așa ceva, dar sunt oameni responsabili. Ori cu Domnul și atunci faci ce trebuie. Te arunci în bătălie, umblă călăuzit de Duhul Domnului, stai pe Cuvântul lui Dumnezeu, stai în poporul Domnului, ori ești împotriva Lui. Deci, subiectul nostru este de care parte ești? De care parte ești? Și ne vom uita la ceea ce descurajează poporul Domnului pentru două lucruri. Unu, să ne ferim de ei, și al doilea, să ne rugăm pentru mântuirea lor. Amin? Potrivit cuvântului pe care l-am citit, descurajatore cei ce moaie inima poporului, cei ce vor să împiedice înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Și sunt, bisericile spline de ei, au trei caracteristici potrivit acestui pasaj biblic. Prima, ei descurajează dăruirea pentru Domnul. Ei descurajează dăruirea pentru Domnul. Partea 1, versetului 7 din numărul 32. Pentru ce voi să muiați inima copiilor lui Israel? Dăruirea pentru Domnul. Și uitați-vă la două componente implicate în această descurajare. Primul component este componentul voință. Pentru ce voiți? Oamenii aceștia știu ce fac. Ei știu ce voiesc. Ei voiesc să nu facă nimic și voiesc, întocmai ca ei, nici alții să nu facă nimic. Este componentul voință oricine, oricine dintre noi, frați și surori, doamnelor și domnilor, are probleme cu acest component, cu voința. Iar dacă acest component al voinței, în noastră pentru Domnul, este uh, exploatată de cei ce împiedică lucrarea Dumnezeu, suntem pe drum de pierzare. Uitați ce spune Sfântul Apostol Pavel. Cunoașteți bine acest pasaj biblic care vorbește despre voința pe care o are omul în trupul acesta de carne suntem în Roman capitolul 7 și cuvântul Domnului spune în felul următor acum, de la versetul 16 citesc, acum dacă fac ce nu vreau mărturisesc prin aceasta că legea este bună. și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept, am voință să fac binele. Am voință. Dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Versetul 21. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Frații mei, Frații mei, cei ce descurajează lucrul lui Dumnezeu au această caracteristică. Componentul voință este pus la lucru. Și fac eforturi să împiedice, fac eforturi să strice. Aș vrea să le amintesc tuturor celor care se ridică împotriva lucrării lui Dumnezeu, oriunde v-ați găsi în lumea aceasta, pentru că suntem urmăriți în direct. Aș vrea să vă spun un lucru. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, prin același Sfânt Apostol Pavel, Roman, capitolul 11, versetul 22, spune că bunătatea lui Dumnezeu, mântuirea lui în lui Dumnezeu, te invite și mă invită și spune așa, uite-te dar la bunătatea lui Dumnezeu și la, la sprime. Oamenii au uitat să se uite la sprimea lui Dumnezeu în aceste zile. Pentru că suntem într-o societate care ne gâdile să auzim ce ne place. Dacă ai deschis televizorul pe un canal creștin, nu mai predici de feel good, simtă-te bine. Sigur că mă simt bine când aud cuvântul lui Dumnezeu. Mă simt bine când mă cercetează Dumnezeu. Dar vreau să vă spun încă un lucru, mă simt bine când Dumnezeu mă pune în picioare. Mă simt bine când Dumnezeu în mila Lui mă oprește din nebuniile mele. Mă simt bine. Și de ce? Îmi prinde bine pentru eternitate. Și de aceea trebuie să mă uit la bunătatea lui și să apreciez această bunătate potrivit Roman 2 cu 4 când spune Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu la ce te îndeamnă? La pocăință. Deci dacă încă sunt în picioare, dacă încă sunt în viață, este pentru că Dumnezeu prin bunătatea lui mă cheamă la pocăință. Și atunci trebuie să mă opresc din drumul meu și să nu manipulez voința nimănui, pentru că observați acolo. Pentru ce voiți voi? Pentru ce voiți voi? Avem șansa să facem ceva bun pentru Domnul. Avem șansa să încurajăm pe cineva pentru Domnul. Avem șansa să câștigăm pe unul care s-a depărtat de turma lui Hristos, să-l aducem din nou în casa lui Dumnezeu. Nu-l opri de la pocăință, prin poziția ta, nu-l opri prin atitudinea ta. Apoi este componentul inimă. Uitați-vă mai departe. Pentru ce voiți să muiați inima copiilor lui Israel? Inima copilor lui Israel. Noi suntem făpturi motive. Ați văzut că dacă ă, cineva trece prin necaz, ne înduieșează. Vreau să vă laud în Domnul. M-am bucurat de dumneavoastră ca biserică. A fost un frate, în două, trei săptămâni în urmă, un om simplu care a prezentat ceva despre leproșii din România. Vă aduceți aminte, nu? Și am zis, cine vrea să binecuvinteze lucrarea aceasta, să se ducă acolo în hol și să binecuvinteze. Peste 2000 de dolari ați dat Domnului pentru această lucrare. Măriți să fie Domnul. Suntem ființe care, ființe care avem inimă, emotive, ne înduieșem, ne doare, plângem, simțim. Și lucrul acesta, lucrul acesta este exploatat și de diavolul împotriva noastră și este exploatat și de cei care vor să pună piedici lucrării Lui Dumnezeu. Tocmai de aceea voi să întreabă, pentru ce vreți voi să muiați inima poporului? Un om emotiv este orb la realitate. 2 Samuel 12 cu 5 Când David a auzit că omul acela rău, care avea patru mielușele, s-a dus și a luat singura mielușa pe care o avea altul ca să, să, să o mănânce, ce a făcut? S-a supărat. Foc. Până când prorocul Natan ne-a spus, hei, tu ești o molă. Tu ești o molă. Ne aprindem repede. Suntem irealiști. Pentru că suntem emotivi. În număr 14, de la 39 la 45, după ce n-au vrut să intre în Canaan, după ce s-au ridicat împotriva lui Moise și a lui Aaron, au vrut să-i omoare cu pietre, că i-au ascos din Egipt, de acolo de la binecuvântări, și au început să plângă înapoi castravețe, și au început să plângă usturoiul și ceapa din Egipt, și au început să spună și să blameze binecuvântările lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, așa cum se întâmplă de multe ori. Dumnezeu ne ridică, Dumnezeu ne binecuvintează și vine unul, vin doi, vin trei și spune, „Mana aceasta proastă. Dragul meu, vindecarea divină nu este o mană proastă. Botezul cu Duhul Sfânt nu este o mană proastă. Bucuria prin Duhul Sfânt nu este o mană proastă. Bucuria în cuvântul lui Dumnezeu nu este o mană proastă. Prezența lui Dumnezeu în biserică nu este o mană proastă. Este binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar dacă pentru unii usturoi și castraveții fac mai mult decât binecuvântarea lui Dumnezeu, atunci avem probleme. Avem probleme. Acum mergem și ne, ne batem cu Amalek. Ei au spus lui Moise, după ce au spus, nu vă omorâm pe voi cu pietre. Și au spus, nu vă mai duceți acum. Dumnezeu nu este cu voi. S-au dus și au pierit. S-au dus și au pierit. Inima este sediul personalității. Proverbe 4 cu 23, Marcu 7, 21 la 23. Și de aceea inima poate să fie influențată. Cuvântul Domnului spune tuturor celor care vor să descurajeze lucrarea lui Dumnezeu. Și la încheiere de post este bine să știm lucrul acesta. Tuturor celor ce vor să descurajeze lucrarea lui Dumnezeu, le spune în felul următor. Nu muiați inima poporului. Nu împiedicați progresul lucrării. Dacă te-ai zmerit în noi de Dumnezeu cu rugăciune și post, fă ca această rugăciune și acest post să-ți aducă binecuvântare. Nu să-ți aducă pedeapsă. Nu să-ți aducă mânia lui Dumnezeu. Pentru că inima este centrul atenției, de aceea cuvântul Domnului, ne, centrul personalității, ne învață următoarele lucruri. Să avem grijă de inimă. Proverbe 4 cu 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Cuvântul Domnului ne cere să iubim pe Domnul din toată inima. Matei 22 cu 37. Cuvântul Domnului ne cere să ne întoarcem la Domnul din toată inima. Deuteronom 30, 2 la 7. Pentru că atunci când ne întoarcem la Domnul din toată inima, nu pe jumătate, nu cu jumătăți de măsură, uitați ce se întâmplă când te întorci la Domnul din toată inima. Atunci și copiii tăi care sunt pierduți acum, care poate sunt în droguri sau s sau, sau plecați în altă parte, se întorc la Dumnezeu. Deuteronom 30 cu 3. Dumnezeu are mire de noi când ne întoarcem din toată inima. Deuteronom 30 cu 3, partea a doua. Dumnezeu oprește robia. Deuteronom 30 cu 3, partea finală. Dumnezeu se îndură de cei ce sunt departe. 34 la 5, deuteronom. Ne nimicește vrăjmașii. Deuteronom 30 cu 7. Ne va uh, da fericirea după care tânjim așa de mult. Deuteronom 30 cu 9. De aceea, întoarce-te din toată inima. Slujește-l din toată inima de Deuteronom cu 37. Și haidem în această zi de concluzie a și rugăciunii, frați și surori, doamnelor și domnilor, să fim diferiți, să facem un legământ nou cu Domnul. Pentru că altfel la cine, ar, ne -ar, la ce ar fi folosit postul? Tot așa mergem acasă cum am venit și o luăm iară de la capăt cu aceeași atitudine. Trebuie să facem un legământ nou. Și aș vrea să vă sugerez să scotem din vocabularul nostru ceea ce găsim în în Vechiul Testament, la împărații lui Iuda. Împărații lui Iuda sunt lăudați că au făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Dar uitați-vă: Solomon, un împărat trei cu trei, el a făcut ce este bine înaintea Domnului. Dar știți care este următorul cuvânt? Numai că. Numai că. Ce a făcut? Compromis. Iosafat, un împărat 22 cu 43, a făcut ce este bine înaintea Domnului, numai că idolatrie. Ioas, sunt doi împărați 12 cu 3, a făcut ce este bine înaintea Domnului, numai că s-a dedat la corectitudine politică, ca și în zilele din, din astăzi. Amația, doi împărați 14 cu 4, a făcut ce este bine înaintea Domnului, numai că a lăsat diminuare morală. Iotam a făcut ce este bine înaintea Domnului 2 împărați 15 cu 35 Numai că s-a dedat și el la idolatrie și pluralism religios Toate sunt bune Toate sunt bune Dacă toate ar fi bune N-am mai avea nevoie de Domnul nostru Isus Hristos Dar nu toate sunt bune El este bun El este calea Cuvântul său mântuie. Jerfa lui mântuie. Nu mântuie altcineva și nu mântuie altceva. De aceea nu toate sunt bune. Scote din vocabularul tău și scote din practica ta aceasta numai că. Și haidem să fim sfinți. Să umblăm înaintea Domnului din toată inima. Pentru că așa o să placă lui Dumnezeu. Deci descurajatorii vor să oprească acest lucru, dăruirea pentru Domnul. În al doilea rând, ei descurajează progresul lucrării Domnului. Îi descurajează progresul lucrării Domnului. Tot așteptăm o mișcare a apei, tot așteptăm o trezire spirituală despre care Domnul a vorbit prin profeți aici la Emanuel. Am început bine, am început Domnul, a mișcat biserica, peste 300 de sufete botezate de Domnul cu Duhul Sfânt și vrem să mergem pe o nouă fază, într-o nouă treaptă de trezire spirituală. Dorim lucrul acesta, frați și surori? Dorim lucrul acesta? Păi, haideți să lucrăm pentru aceasta. Haideți să lucrăm pentru aceasta. Să nu oprim progresul. Uitați ce spune numele 32 cu versetul 7, partea a doua. Pentru ce voi să muiați inima copilului Israel și să-i face să nu treacă în țară? Canaanul era locul binecuvântării. Canaanul era locul îndurării. Canaanul era locul prezenței divine. Canaanul era locul pe care Dumnezeu și-l ales să locuiască pe pământ împreună cu oamenii în templul lui Solomon, Canaanul. De ce n-am vrea un astfel de progres? Când moi inima poporului, când întârzi lucrarea lui Dumnezeu, când nu-ți pasă că poporul se luptă și tu prinzi orice ocazie, ba la ușă, ba în parking, ba în telefoane, ba pe Facebook, ba pe internet, ba pe toate lucrurile, ca să dai înapoi lucrarea lui Dumnezeu, dă voie să spun, dragul meu, tu nu faci lucrarea Domnului, tu faci lucrarea diavolului. Este plin internetul de gunoaie. Este plin internetul de garbiciuri. Lucrători care denigrează pe alți lucrători. Oameni care își pun murdăriile lor morale pe internet pentru că alții să se întineze cu ele. Frați și surori, doamnelor și domnilor, noi trebuie să fim sfinți. Amin. Și trebuie să ne temem de păcat și trebuie să ne temem să umblăm cu Dumnezeu așa cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Nu să cădem victimă la toți oamenii care vor să te manipuleze și vor să mă manipuleze și în voință și în inimă. Dumnezeu ne-a promis binecuvântări să știți că Dumnezeu le are și le va da la cei ce le doresc. Le va da la cei ce le doresc. În Biblie, și o să vedeți de ce spun lucrul acesta, sunt faimoase cele șapte cuvinte ale lui Isus de pe cruce. Cele șapte cuvinte ale lui Isus de pe cruce. Vi le citesc. 1. Tată, iartă-i că -și nu știu ce fac. Luca 23 cu 34. 2. Adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca 23 cu 43. 3. Femeie, iată fiul tău, iată mama ta. Ioan 19 cu 26, 27. 4. Mesete, Ioan 19 cu 28. 5. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Matei 27 cu 46. 6. Tată, în mâinile tale mi-i credințez Luca 23 cu 46. Și apoi 7. S-a isprăvit. Ioan 19 cu 30. Astea sunt cele șapte cuvinte ale lui Isus de pe cruce înainte ca să moară. Am să vă spun care sunt cele șapte cuvinte ale unei biserici înainte de a muri. Cele șapte cuvinte ale unei biserici înainte de a muri sunt următoarele. Nu s-a făcut niciodată așa până acum. În engleză, It's never been done this way before. O biserică, înainte să moară, hotărăște să nu hotărească nimic. Și rămâne ruginită în tradiții, rămâne ruginită în obiceiuri, rămâne ruginită în. la noi nu s-a cântat așa, la noi nu s-a rugat așa, la noi nu s-a făcut așa, la noi nu s-a închină așa. Frași și surori. Doamnelor și domnilor, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Este un Dumnezeu care face toate lucrurile noi, care le schimbă, care le noiește. Este un Dumnezeu care vrea să-mi înnoiască rugăciunea, vrea să-mi înnoiască cântarea, vrea să-mi înnoiască părtășia și vrea să-mi înnoiască puterea, vrea să-mi înnoiască experiențele cu Dumnezeu și vrea să i înnoiască părtășia bisericii. Dumnezeu care vrea să înnoiască viața noastră și trăirea noastră. De aceea, nu ne trebuiesc oameni care au cele șapte cuvinte înainte de a muri. Nu s-a făcut niciodată la noi așa. Hai să le facem diferit. Hai să lucrăm diferit. Haideți să îi dăm lui Dumnezeu posibilitatea să facă lucruri mari pentru noi. Pentru că dacă lucrăm cu El, uitați ce face dincolo, în Canaan. Nimicirea urieșilor, amos doi cu nouă. Lapte și miere din stâncă. Psalmul 81 cu 16. Nimicirea vrăjmașilor, 81 psalmul cu 13 la 14. Rugăciune cu foc, fapte 4, 24 la 31. Cântare care pune pe fugă pe diavolul, 1 Samuel 16, 14 la 23. Creștere numerică, fapte 9 cu 31, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea, nu? Creștere din putere în putere, psalmul 84, 5 la 7. Vindecare divină, marcul 16 cu 17 la 20. Prezență divină, Isaia 58, 9 la 14. Mă veți chema și eu voi spune, iată-mă! glorie Domnului. Acestea le face Domnul, dacă lucrăm cu El. Dacă lucrăm cu El. Dacă nu împiedicăm progresul lucrării lui Dumnezeu și nu trebuie să împiedicăm acest progres al lucrării lui Dumnezeu. Și apoi, frați și surori, doamne și domnilor, în al treilea rând, al treilea lucru de care trebuie să ne ferim din partea celor care moaie inima poporului este că ei descurajează ascultarea de Domn. Ei descurajează ascultarea de Domn. Nu mergi 32 cu 7, partea finală, pentru ce voi să muiați inima copilului lui Israel și să-i face să nu treacă în țara pe care le-o dă Domnul? Domnul a spus să mergem mai departe. Domnul a spus că ne trimite trezire spirituală. Domnul a spus că ne binecuvântează, nu? Și atunci de ce să nu ascultăm de Domnul? Știți care sunt cuvintele celor care moaie inima poporului, a descurajatorilor? Vi le spun că le-ați auzit probabil prin parking sau acasă sau la telefon sau pe Facebook. Ce nu-i chiar așa. Se vestește cuvântul și spune, nu-i chiar așa. Alt cuvânt. Nu vedeți că vă manipulează? Alt cuvânt. Nu vedeți că scopul postului este să vă iei banii? Ați auzit-o, nu? Ați auzit-o. Nu vedeți subtilitatea prin care vă vorbește ca să vă ducă unde vrea el să-și atingă scopul? Frații mei, vrem progres și tragem lucrarea în jos. Nu se poate. Este ori una, ori alta. Dacă vrem progres, trebuie să scăpăm de Duhul lui Absalom, 2 Samuel 15, 1 la 6 pentru că acesta strică poporul, dacă aș fi un locul, să vedeți ce aș face eu. De Duhului Alexandru Căldăraru, 2 Timotei 4, 14 și 15, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău și face mult rău bisericii, toți căldărarii aceștia. Au Duhului lui Diotref, 3 Ioan 9 cu 10, au duc de potârnic în ei, adică imediat se împrăștie când este vorba de a lucra. 2 Timotei 4 cu 16, la întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți M-au părăsit. Unde s-au dus domnule? Harnici aceștia, care știu să vorbească în parking, care știu să vorbească pe internet, care știu să vorbească uh, în spatele bisericii și care știu să trimite texte. Unde sunt domnule? Prin urmare, ne trebuiește pocăință. Ne trebuiește pocăință. Ne trebuiește o hotărâre nouă pentru domnul. Și ne trebuiește o poziție nouă în Hristos. Nu o poziție. O poziție. Poziție de ascultare. Poziție pe care o are Iosua când spune în 24 cu 15, cât despre mine, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. În această dimineață, în concluzie, am o întrebare pentru Biserica Emanuel. Și vă rog să ascultați cu atenție întrebarea mea. Vrem o nouă atmosferă spirituală binecuvântată în Biserică? Dacă vrem, vrei să te implici? That's the problem. Ne ridicăm în picioare, frați și surori, și cei ce vor să se implice ca să schimbăm fața bisericii. Vor veni aici în față. Și vor sta înaintea Domnului și vor spune: Doamne, eu vreau să fiu vasul de care tu să te folosești. Eu vreau să fiu omul de care se folosește Dumnezeu. Nu vreau să fiu un descurajator nu vreau să fiu cel ce moie inima poporului, nu vreau să fiu cel ce vorbește în plus, nu vreau să fiu cel ce manipulează, vreau să fiu cel ce lucrează. Pocăința mea vreau să fie cunoscută în primul rând de tine și pocăința mea să fie văzută apoi de familia mea și de toți oamenii. Dacă ești aici și vrei să faci acest statement, această, să iei această poziție pentru Domnul și viața bisericii să arate diferit de la tineri la tinere, de la părinți la copii, de la păstori, de la bătrâni, vin în față și fac această mărturisire în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, folosește-te de mine.